Bă, bună dimineața, bă, motivatoarelor și extraordinarelor și nemaipomenitilor. Fiți atenți ce faceți când folosiți, când îi spuneți unui om sau unei femei sau oricare, nu contează, unei, chiar și unui bărbat, probabil că el stă în energie, lucrează în energie feminină sau în energie masculină, indiferent ce ar fi. Nu vă duceți să-i spuneți că nu poate. Da? Aveți grijă ce îi spuneți. Cum s-au declanșat cele mai mari crime, per general. Când un om i-a spus, bă, fii atent, dacă nu dispari în secunda asta, din fața mea, dacă nu taci, dacă nu știu ce, eu te omor. Și ălălalt, din față, că este supremație, ălălalt n-a încetat. Pentru că pe voi nu vă duce bibilica. Voi nu aveți cu ce. Voi nu vă trece prin cap că e posibil ca omul ăla să vorbească serios. Și așa au ajuns mari criminali să facă crime. Nu pentru că i-ar fi făcut plăcere să vă omoare, ci pentru că în momentul respectiv nu ați respectat ori intimitatea acelui om, ori căcat la ce dracu i-ați fi făcut, vă omorât. Deci, da, pentru că oamenii pot omorâ, nu din plăcerea de a omorâ, că există oameni criminali, au diverse motive, orică sunt curioși să vadă ce e în creierul unui om și nu existau alte posibilități pe vremea respectivă, dar în zilele noastre de astăzi, voi puteți să discutați cu acest gen de criminali pentru simplu fapt că voi nu puteți să acceptați limita unui om. Și mai mult decât atât, vă și speriați de proști, ați înțeles? Până într-o zi când vouă chiar o să vi se întâmple. Pentru că ori vă dă foc cu adevărat, pentru că nu ați încetat. De ce? Nu știu, habar n-am de ce n-ați încetat. Pentru că vreți să demonstrați că voi sunteți deștepți. Și cum demonstrați că sunteți deștepți? Tăindu-vă cărcaca de sub picioare sau cum? Crezând că omul ăla este nebun? Omul ăla nu este nebun. Omul ăla a făcut un gest, ți-a făcut, a prevenit, ți-a zis și tu nu ai înțeles. Înțelegi? Este în legitimă apărare. Iar legitimă apărare, sunt N oameni care ei pot să trăiască cu gândul că au făcut tot ce au putut pentru liniștea lor, pentru supraviețuirea lor, a familiei lor, etc., etc. Și nu au nici măcar, nici cel mai elementar părere de rău. Pentru că v-au omorât sau v-au dat foc.